Sunt Ana Maria Cârstea și vă dau întâlnire la fiecare final de săptămână să descoperim împreună Vâlcea Turistică. Să pornim așadar în călătoria noastră prin Vâlcea Turistică doar pe Antena 3 Vâlcea. Pentru ediția de astăzi a emisiunii Vâlcea Turistică vă propunem o călătorie într-un loc încărcat de istorie, de legende, de povești frumoase scrise acolo sus, pe dealul viilor de la Drăgășani. Într-un loc pe care l-am descoperit împreună anul trecut, atunci când toamna ne-a oferit un spectacol de neuitat, iar oameni frumoși la chip și suflet ne-au primit cu brațele deschise și pe care i-am găsit la fel de primitori cu același drag de viață, de vie și de vin. Gazda de astăzi ne va fi și de data aceasta familia Flore, cea care ne-a pus la dispoziție locul unde am înregistrat filmarea de astăzi, dar și Viorel Trandafir, moldoveanul atât de drag nou, stabilit pe aceste meleaguri pe care s-a încăpățânat să le promoveze ca nimeni altul. Multe povești se vor fi spus și de noi pentru ediția din această sâmbătă pe dealul viilor de la Drăgășani, alături de Nea Elisei, cel care cu vocea, dar și cu acordeonul, ne-a însoțit pe întreaga durată a filmărilor din dorința de a participa la o ediție menită a vă ține aproape pentru a descoperi nu doar poveștile acestor locuri, ci și gastronomia locală și nu numai. Veți avea posibilitatea de a asista la prepararea unei pastrame la ceaun cu chefir și de data aceasta bucătar va fi Viorel Trandafir sub atenta supraveghere a prietenilor prezenți pe dealul viilor. Și cum ne dorim ca asemenea meleaguri să fie promovate tot mai mult, ne-a însoțit la drum Monica Gheorghiu, cea care coordonează Centrul de Informare și Promovare Turistică din Râmnicu Vâlcea. Vom încerca așadar ca pe parcursul ediției de astăzi să vă oferim numeroase motive pentru a ne rămâne alături până la final, dar și pentru a veni pe dealul viilor de la Drăgășani spre a vă bucura de frumusețea acestei zone. Să pornim zic la drum într-o călătorie cu totul aparte. Revenim după un an la Drăgășani, pe dealul viilor, pentru a surprinde aceste locuri pe final de toamnă, dar nu oricum, ci însoțiți de prieteni, cu bucuria revederii și cu posibilitatea de a aduce în atenția dumneavoastră poveștile legate de vie și de vin. Nu se putea să treacă și această toamnă și să nu revenim la Drăgășani. Iată, Viorel, după un an de zile am reușit în cele din urmă să ajungem din nou pe dealul viilor, în această zonă superbă a Drăgășanilor și mulțumim tare mult că ne ești din nou alături pentru a realiza încă o ediție de colecție a emisiunii Vâlcea Turistică aici la Drăgășani. Eu mă bucur foarte mult că v-am din nou alături și chiar bine, menționam mai devreme, chiar în urmă cu vreo câteva zile s-a făcut exact un an de când am filmat ultima ediție aici la Drăgășani. După cum puteți vedea, peisajul este la fel de fantastic, locurile sunt la fel de pitorești, ba chiar am avut noroc și am prins o zi chiar deosebită pentru a putea să filmăm, să gătim afară și să mai împărtășim așa o părticică din tainele acestui loc minunat. Trebuie să le spunem telespectatorilor că noi de mult ne doream să ajungem la Drăgășani, dar poate că abia acum a fost timpul propice pentru a realiza aceste filmări care, din fericire pentru noi toți, am văzut că au prins destul de bine cele care au fost realizate anul trecut aici. Un număr mare de telespectatori ne-au urmărit atunci și poate tocmai bucuria asta pe care eu cel puțin am regăsit-o aici, bucuria prieteniei, a lucrului făcut așa în taină, în tihnă și cu respect, după cum spuneam, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor că mai târziu îl vor putea vedea din nou pe domnul Elisei, bucurându-ne sufletul și totodată urechile cu muzica tradițională de aici, din zonă. Cred că, în primul rând, lucrul cel mai important este că, așa cum spuneai, suntem împreună din nou, în aceeași formulă
și că vremurile astea atât de complicate, să spun așa, n-au reușit să ne oprească cumva din ceea ce facem, ci cred că din contră poate ne-au împins un pic mai tare și ne-au motivat să continuăm să le aducem oamenilor o fărâmă de tradiție, o fărâmă de istorie, o fărâmă de frumusețe, de ce nu, de aici, de pe meleagurile noastre. Și să le mai spunem telespectatorilor că n-ai stat deloc și că ești în pregătire cu o carte de bucate. Trebuie să le spunem acest lucru telespectatorilor, că așteaptă să vadă lumina tiparului, pentru ca cei care și-ar dori să descopere anumite rețete cărora tu le-ai dat o anumită interpretare să poată fi descoperite sub o formă cu totul aparte. Așa este. Cred că pentru mine este un lucru îmbucurător în mare parte faptul că am reușit să strâng atât de multe de-a lungul anilor, pentru că rețetele în general sunt destul de greu de găsit și cu atât mai mult destul de greu de găsit cele originale cu adevărat. Exact. Interpretări găsești în mare parte și atunci de asta m-am și gândit că ar fi un moment oportun să le strâng pe toate într-o culegere care va purta un nume destul de amuzant, să zic așa, Nea Vivi Gospodin, spaima sticlelor de vin, care probabil va fi pentru cei pasionați pe această nișă, pe nișa asta culinară, cred că va fi o, să zic așa, între ghilimele, o surpriză. Pentru că la ora actuală se scriu destul de cărți de bucate, da. Dar majoritatea sunt convenționale sau poate majoritatea caută să îmbrățișeze trendurile actuale ale gastronomiei, în special influențele din Est. Ori n-aș vrea odată cu acest fenomen să pierdem bucătăria noastră autentică. Dacă ce vor putea regăsi acolo? Am strâns, cred că vreo 300 și ceva de rețete pe care, bineînțeles, le-am gătit și le-am povestit într-o manieră cumva hazlie, cu specificul ăsta oarecum amuzant de la țară sau de aventură, cu un spirit de aventură. Majoritatea nu sunt pe o anumită zonă geografică, ci se întind pe toată România, pentru că, așa cum probabil mulți dintre telespectatori știu, eu sunt moldovean aclimatizat prin Oltenia. Le mai spunem o dată pe această cale, dacă da. Cumva sunt printre așa cei este. Care ne privesc și nu știu. Și atunci am căutat să prind și de acolo, mai am norocul să mai am să am bunicii pe lângă mine și pe care pot să-i consult foarte bine în ceea ce privește lucrul ăsta și atunci am reușit să strâng. Adică cred că am rețete și de pe la 1848 pe care nu s-au mai făcut probabil de mult și caut să le readuc în bucătăria noastră de contemporană. Există anumite ingrediente pe care le-ai găsit în acele rețete mai vechi și la care poate nu ne-am gândit că erau utilizate atunci în bucătărie? Da, e chiar o întrebare foarte, foarte, foarte bună, că am avut la un moment dat niște contrarii dintre astea pe rețele de socializare cu foarte mulți. Bucătăria de sfârșit de perioadă medievală către epoca modernă a fost împărțită cumva în două părți. Respectiv era bucătăria rurală și mai era bucătăria boierească, care se practica în special pe la conace, pe la mesele festive, ale domnitorilor. Surprinzător am găsit acolo ingrediente dintre astea exotice, gen măsline, uleiuri de măsline, lucruri care, în teorie, pe aici, pe la noi, în partea rurală, nu prea întâlneai așa ceva. Și au fost destul de mulți care au căutat, păi stai că n-aveam noi așa ceva atunci. Zic, bă, da, uite, aveam. Aveam și se putea, pentru că exista un foarte mare comerț, în special avea o legătură foarte strânsă comercială cu Viena, plus că mai exista și partea de portul Constanța actual, pe unde se făcea un comerț naval foarte, foarte bine dezvoltat și atunci fie că utilizau schimbul, fie că erau magazine speciale de profil pentru astfel de ingrediente, aveam lucruri exotice. Se mânca iepure, se mânca fazan, bineînțeles gătite în maniera care se practica atunci și chiar multe ananas, de exemplu, care la fel e ceva mai ieșit din comun pentru perioada aia. Și sunt destul de multe altele, dar le voi dezvălui probabil în carte pas cu pas. Când anume o vom putea fizic ține în mâini? Oleu, greu de spus, greu de spus. Nu știu, o să vedem dacă reușesc până de Crăciun. Deja mi-am făcut oarecum o machetă. Va trebui să meargă undeva la tehnoredactare și la corectură și în funcție de dânsii, probabil că după aia vei putea să tipăresc și bineînțeles că voi scoate și o ediție online ca să poată fi achiziționată mai ușor, având în vedere că în perioada asta noastră se folosesc foarte mult mijloacele astea moderne de a citi și atunci cred că e bine să ajungă la toată lumea pe toate canalele de comunicare.
Practic va fi o modalitate de promovare a rețetelor vechi, da, din bucătăriile noastre, de pe întregul cuprins al țării, o modalitate cu totul aparte, cu atât mai mult cât vorbeai despre aceste ingrediente, o modalitate de a oferi posibilitatea celor care sunt pasionați de bucătărie să descopere o astfel de lume, poate la fel de pasionați, dar care n-au născocit prea mult în timp ca să vadă până unde ajungea bucătăria și până de unde veneau anumite rețete care în timp s-au perpetuat. Și asta, dar e o chestie cumva legată ca și folclorul. Rețetele astea trebuie să le culegi. Așa s-a făcut, oare știți că era canalul de transmitere al tradiției, era practic din gură în gură, ca să folosesc chiar expresia de atunci. Și atunci, inclusiv rețetele astea, faptul că le culegi și le pui pe toate într-un singur loc, este o chestie aparte, pentru că oricine din alte zone ale țării pot să vadă și rețete din Oltenia care sunt străvechi sau poate inclusiv să-și redescopere rețete poate care le mâncau în copilărie sau bunicilor, străbunicilor le foloseau. Și atunci cred că ăsta este avantajul cel mai mare. Nu este o carte prin care caut să mă promovez pe mine însumi, ci din contră este chiar scris într-o manieră destul de, să-i spunem, amuzantă, ușor de citit, ușor de ținut minte chiar. În mare parte, nu este neapărat ceva strict, ceva științific. Pentru că tradiția în sine nu a fost întotdeauna o chestie matematică, ci exact. Din contră. Și atunci, cred că ăsta este cel mai mare avantaj, faptul că am reușit și reușesc în continuare să le pun pe toate într-un singur loc. De la lume adunate înapoi la lume exact, dată. Exact, da? Exact. Da. Același principiu. Trebuie să le spunem de spectatorilor ce anume vor putea vedea astăzi, ce le-am pregătit tu. În special, ce le vei pregăti astăzi, ce rețete le propui, poate undeva spre a le arăta tocmai originea ta. Da, este o rețetă interpretată cumva mixt cu două influențe. Avem o pulpă de pastramă de oaie, bineînțeles, care a fost făcută, bineînțeles, manual în zonă, la vânt. Noi chiar avem aici, chiar am un prieten foarte bun cu care pot să zic că mă mândresc cu ceea ce face. Face o pastramă foarte bună, taie câteva animale de obicei și le lasă efectiv să se usuce. După ce le dezosează, le lasă să se usuce la vânt, le condimentează, după care iar le ține la vânt, după care le afumă foarte, foarte puțin cu ceva lemn de fag. Și vom folosi această pastramă ca să facem o chestie cu influență cumva moldovenească. O să o facem la ceaun, la tuci. O să o înăbușim foarte, foarte bine în vin și vreo câteva condimente, dar destul de puține, astfel încât să nu luăm gustul cărnii. După care, la final, îi vom adăuga chefir. Iar sosul rezultat și cu pastrama care se va desface așa șuviță cu șuviță, sunt convins că va fi ceva, va fi atracția zilei. Prea puțin cred că s-ar fi așteptat la această combinație cu chefir. La origine este o rețetă, cred că foarte, foarte veche, mioritică, cred că undeva la vreo 200-300 de ani. Încă se mai practică prin Moldova la vreo câteva stâne. Se numește miel înjântuit. Asta este denumirea oficială. Ei folosesc, rămâne zerul de la unt, după ce fac untul de oaie, rămâne zerul respectiv, care îl lasă să fermenteze și care ajunge să fie de consistența unui iaurt foarte subțire, cum e chefirul. De asta am și găsit foarte bine ingredientul ăsta. Și atunci, de acolo a plecat rețeta oarecum și astăzi îi vom da o interpretare ușor mai modernă. Adică luăm două zone diferite, două ingrediente diferite, specifice și le amestecăm să vedem ce iese. Cred că i-am făcut curioși pe telespectatori și îi rugăm să ne rămână aproape până la finalul ediției pentru a și vedea forma finală a preparatului. Cu siguranță și cu atât mai mult cu cât îl avem și pe Nea Elisei de la celebrul lui Taraf, care n-a putut asta să fie aproape noi în formulă completă, dar cu siguranță că ne va oferi tuturor o experiență deosebită. Din Drăgășani să bei vinul de 5 ani. La crama din Drăgășani să bei vinul de 5 ani. Că e o ancuță ca în poveste și la masă ne servește, și la masă ne servește. Măi, bărulez, măi,
Ioan cuțe ca în poveste, și la masă ne servește, și la masă ne servește, măi dorule, îți măi. Mare ne e bucuria să fim și astăzi împreună. Mulțumesc din suflet că ați putut veni pentru a realiza încă o ediție de colecție aici la Drăgășani, pe Dealul Viilor. Și mare mi-e bucuria că și astăzi ne veți încânta cu aceste melodii frumoase, autentice din zona Drăgășani. Și noi vă mulțumim că sunteți aproape de noi de fiecare dată. Cum a fost anul pentru dumneavoastră? Un an dificil, să știți, din toate punctele de vedere. N-am trăit vremuri asemenea. Am ceva vârstă și am trecut prin viață. Las momente grele și mai mult psihologice decât medicale. Și totuși muzica reușește să mai rămâne singurul până la urmă, cântecul cel care reușește să aducă bucurie și iată, să ne aducă împreună. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că încă suntem în picioare. Mulțumim poporul ăsta că e tare, întotdeauna a trecut cu muzica și cum păhăre el devin. A trecut peste toate greutățile. Vă mulțumim din suflet că întotdeauna ați fost cu noi și ne-ați dat așa un impuls. La toate evenimentele pe care le vedem pe canalul dumneavoastră de televiziune, ne faceți fericiți. Ne bucurăm și mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase. Viorel, avem aici bucata de pastramă despre care ne povesteai, care în cele din urmă va ajunge un preparat despre care ne povesteai la începutul emisiunii și sperăm ca telespectatorii să ne rămână până la final pentru a vedea cum această bucată de pastramă, da, se transformă într-un preparat de-a dreptul aparte. Spuneai tu, se vor uni două zone. Așa este, da. Chiar două influențe gastronomice din cele două zone, atât Oltenia, de unde provine această pastramă, și mai ales Moldova, de unde provine scheletul, să zicem, sau esența principală a rețetei de a găti această oaie cu chefirul respectiv. Ideea este foarte, cum să zic, cumva contrariantă, pentru faptul că pe lângă faptul că avem animalul care produce acel lapte, din ambele resurse, să zicem așa, între ghilimele, putem să scoatem această rețetă. Știi că mulți s-ar gândi și aș vrea să le precizăm acest lucru celor care ne privesc, ok, vorbim de Drăgășani și ne duce gândul doar la vin. De unde această legătură și cu mielul? Nu, la Drăgășani este o tradiție, în special o tradiție de toamnă cumva, când se culeg viile, când se face mustul, cum am avut mai devreme must acolo și mai avem de asemenea. Nu, este o tradiție specială. La Drăgășani tot timpul se face toamna, pastramă și must. Absolut tot timpul. Dar pentru că tot discutam mai devreme despre acea carte, despre colecția de rețete, să găsim un lucru care este cumva inedit. Și atunci de asta am gândit oarecum această rețetă, chiar cu pastrama asta oltenească care se face numai aici în zonă, pe sistemul pe care discutam mai devreme la începutul emisiunii, să-l unim oarecum și cu influențe din alte zone ale României. Că până la urmă, chiar dacă sunt zone geografice, este aceeași țară, este aceeași tradiție, aceeași, chiar m-aș putea să spun, chiar multimilionară. Și atunci de asta am ales oarecum să facem genul ăsta. Așa, să te întreb dacă în trecut erau întâlnite în această zonă ovinele, dacă oile erau des întâlnite aici, dacă se practica într-un fel și pe aici transumanța. Adică există o legătură? Este o veche, veche tradiție. Este cumva ușor, să spunem, ușor imprecis de a spune că transumanța se făcea numai la munte. Este cumva imprecis pentru că ei veneau, inclusiv cu oile, veneau de la munte, veneau către șes, către încoace, către sud în mare parte, unde suntem noi astăzi situați, veneau cu oile. Traseul era continuu, dar nu neapărat, își făcea fiecare unde avea loc. Unde avea el loc să-și facă stână, își făcea și ținea acolo, eu știu, 200-300 de oi, dar tradiția este foarte, foarte veche, în special de pe vremea dacilor se făcea lucrul ăsta. Nu sunt izvoare istorice foarte, foarte clare în care să dovedească, dar inclusiv acum avem foarte multe stâne la Drăgășani.
Asta pentru ca și telespectatorii să înțeleagă că deloc întâmplător s-a ales carnea de miel. A, nu, sub nicio formă. Sunt foarte multe stâne, inclusiv acum la Drăgășani, care au rămas. Poate nu sunt neapărat pe locul vechilor stâne, dar încă sunt. Și poate nu e neapărat tradiția, eu știu, primordială de la Drăgășani, pentru că avem vinul. Nu știu dacă am reușit să spunem și în emisiunea trecută, la Drăgășani, inclusiv aici pe deal undeva, aproape în spatele nostru, un fundal, s-au descoperit niște conducte de ceramică, de apă, cu care în timpul romanilor, respectiv undeva în jurul anului 220 după Hristos, aduceau și irigau dealurile și făceau vie. Asta este tradiția primordială. Dar pe lângă treaba asta, romanii colonizându-i pe daci, bineînțeles că s-a făcut un fel de mix între cele două, atât vinul, cât și oieritul, cât și stupăritul de asemenea, au rămas pe acele meleaguri și încă sunt, iată și în ziua de astăzi, cum spuneam mai devreme, încă avem stâne, încă avem stupi, încă avem, pentru că terenul și configurația terenului este foarte, foarte propice pentru așa ceva. Să te punem la treabă, zic, și să vedem cum anume vei tranșa, cum anume vei tăia carnea și... Pentru asta o să facem niște bucăți destul de mici, oarecum așa, ca să știe telespectatorii, ca pentru gulaș. Astfel încât să se poată pătrunde foarte bine, se poată înăbuși foarte bine atunci când le punem în ceaun, să prindă atât gustul de crâmpoșie, iar e o chestie foarte... Deci am ales crâmpoșie care avem aici în sticlă. Am ales crâmpoșie pentru că este un soi de vin care nu se face decât aici la Drăgășani. S-a încercat de-a lungul timpului, inclusiv cu tehnologia actuală, s-a încercat de-a lungul timpului aclimatizarea ei și în alte zone ale țării. Și n-a mers. Pentru că ceva unic se găsește la Drăgășani. Da, dar sincer, nu știe nimeni să explice exact ce. Deci suiul ăsta de vie nu e neapărat o legendă, este chiar ceva real. Suiul ăsta de vie nu se poate prinde în altă parte. Cel mai probabil, ori aciditatea terenului, ori e teroarul, cum zic francezii, atunci când aleg să pună vie, respectiv calitățile solului în sine și felul în care soarele bate, e o chestie foarte... Când te-a pus să pui vie, trebuie să te gândești foarte mult câte zile de soare ai pe an. Astfel nu poți să faci niște progrese foarte, foarte bune în ceea ce înseamnă viticultură. Viorel, și dacă tot ai adus vorba de crâmpoșii, aș vrea totuși să le aducem în atenția celor care ne urmăresc și de soiul de strugure Victoria. Pentru că de aici au plecat, chiar dacă în momentul de față alții se bucură de ceea ce s-a reușit a se obține la Drăgășani, totuși merită a aminti celor care ne urmăresc acest simbol până la urmă pentru Drăgășani, truda celui care până la urmă sau a celor care până la urmă au contribuit într-un fel și cei care până la urmă au făcut ca strugurile Victoria să fie recunoscute la nivel mondial. Așa este, unul dintre inventatori încă trăiește aici la Drăgășani, datorită condițiilor destul de ciudate de după căderea comunismului, nu au vrut să-și facă foarte multă publicitate cu soiul ăsta. Ei l-au inventat aici la stațiunea de cercetare, respectiv pe bersantul dinspre oraș. L-au inventat aici, este vorba de domnul Condei. Nu o să dau nicio foarte multe informații, deoarece nu-mi dau seama dacă dânsul dorește foarte mult încă, deși am încercat să mai luăm legătura și am încercat eu să promovez lucrul ăsta. Este un soi care s-a inventat aici unic, care încă se cultivă foarte, foarte, foarte bine la nivel de mapamond. În special, am înțeles că în special se cultivă prin anumite zone din Africa, zone care sunt prielnice, un strugure de masă, dar nu și l-au trecut niciodată ca marcă registrată, niciodată n-au dus să și-l asume. Numai că au plecat vițe de aici și asta cumva dovedește legătura atât de lungă a Drăgășanului cu alte state din, eu știu, de pe tot globul. Exact. Pentru că a ajuns inclusiv, vă dați seama, numai, asta este un singur exemplu, numai în Africa a ajuns să se cultive așa ceva. Chiar dacă ei nu și-au, nu și-l-au asumat foarte bine, dar se știe foarte clar și în special în manuale de specialitate despre viticultură, despre horticultură, se știe foarte clar cine l-a inventat și cum l-a inventat, pentru că l-au făcut în perioada comunistă și ulterior, probabil după căderea blocului comunist din partea asta de Europa, a reușit să ajungă și peste hotare. Încă este și la Drăgășani, au foarte, foarte mulți, pentru că este un soi destul de ușor de întreținut și au foarte mulți în vii. Este un strugure de masă, bineînțeles, nu neapărat un strugure de vin, dar este cumva un fel de simbol al Drăgășanului și este foarte bine că ai ridicat această problemă, pentru că este cumva un fel de legendă neștiută.
sunt foarte puțini cei care știu că acel soi se cheamă Victoria în primul rând și în al doilea rând că s-a inventat la Drăgășani. Este important de știut acest lucru, mai ales că acest soi a fost realizat aici, după cum spuneai și tu, la stațiunea de cercetare și revenind la ceea ce faci tu, pentru a prepara rețeta pe care tu ne-o propui, e important ca această carne să provină din pulpă sau se poate utiliza și o altă parte? E o chestie, atunci când faci pastramă, e o chestie neapărat... Întreb că nu știu. Da, e o chestie neapărat specifică. Când faci pastramă dintr-un animal, sunt vreo două sau trei condiții ca să poți să faci o pastramă bună. Așa. Respectiv, una dintre ele este să preiei pulpa din spate cu țesutul intercostal, toată partea intercostală. Nu se face și pulpa de față. Așa mai învăț și eu. Da, nu se face și pulpa din față. Se preia decât bucata asta. În al doilea rând și foarte, foarte, foarte important este ca animalul să n-aibă mai mult de un an vârstă. Astfel încât să nu, exact, să fie tânăr, astfel încât carnea să fie foarte, foarte fragedă și, cum spuneam la începutul emisiunii, atunci când o usuci la vânt, să nu se usuce nici măcar nu de tot, ci să rămână oarecum doar la suprafață, să-și facă ca un fel de față dintre asta odată cu condimentele pe care îi le aplici, după care să poată să și primească fumul. Și de asta se folosește genul ăsta de carne. Având în vedere că folosești un animal care are maxim un an, grosimea stratului de carne nu este foarte, foarte mare și atunci este foarte ușor și de luat fum, și de uscat, și de condimentat. Asta este secretul oarecum, unul dintre secrete, pentru că sunt alte condimente și alte care sunt secretele altora și... Până nu vei spune acele secrete, totuși ce condimente vei folosi? Chiar dacă n-am ajuns la acel moment, ce anume vei folosi? Așa, pentru știrea tuturor. Ea este deja făcută, se folosește, este mare parte pentru a scoate umiditatea, este o chestie higroscopică, se numește. Se folosește foarte multă sare în prealabil, imediat după ce se taie animalul, până se lasă să răcească carnea, după care se folosește sare și implicit boia de ardei dulce. Astfel încât scot excesul de substanță lichidă din mușchi și astfel se face carnea, se strânge mult mai mult. Asta este în mare parte o primă etapă, după care se usucă la vânt natural, se mai dă piper, iar este un secret, pentru că atunci când te-a pus să pui carne la vânt, este clar că poți să vină tot felul de insecte, tot felul de așa. Și atunci se folosește piperul. Nu într-o măsură foarte, foarte mare, dar într-o măsură mică, alungă restul de insecte, de muște sau eu știu de altfel de lucruri, ca să le poți face. Ele se acoperă când se pun undeva la vânt, se pun ca pe un fel de, eu știu, de culme, să zicem așa, da, tradițional, și se acoperă cu un tifon curat. Tocmai pentru că insectele... Să nu poată ajunge, exact, exact. Noi te lăsăm aici la treabă, între timp îl vor ruga pe Nea Elisei să ne mai interpreteze o melodie de aici din zonă, tocmai pentru ca tu să ai spor aici la muncă și telespectatorii să ne rămână aproape, pentru că noi în scurt timp ne vom alătura tuciului, da, pregătit exact acolo, și să ne rămână alături, după cum spuneam, pentru a vedea toate etapele realizării acestei rețete. Corect, corect. Uite, asta spuneam mai devreme, cât de frumos se vede în textura mușchiului raportul egal de grăsime și carne. Foarte important. Foarte important, pentru că atunci, în special atunci când o să o punem în ceaun, la temperatură înaltă, o parte din grăsime se va topi și va contribui la sosul final care o să cuprindă carne. Thank you.
Deja pastrama își face treaba, dacă putem spune așa. Da, am făcut deja focul, am pus, bineînțeles, și a unul. Această, să-i spunem, unealtă sau poate mijloc de a găti, care este omniprezent, în special în bucătăria românească. Dacă pot să fac o scurtă paranteză legată de tuciuri, discutam zilele trecute cu niște prieteni, nu se mai fac tradiționale ca înainte. Și atunci cei care prind și care reușesc cumva să le moștenească, chiar sunt cumva fericiți. Pentru că este foarte greu să mai găsești aceeași compoziție a metalului, ci mai degrabă să găsești niște copii date cu bronz și pe care le poți folosi ulterior, dar destul de greu, destul de dificil, pentru că va trebui să ducă primele straturi, trebuie să-l arzi de foarte multe ori și așa. Dar noi totuși suntem norocoși că suntem aici la Casa Florescu, da. Și aici s-a gătit întotdeauna, s-a gătit tradițional, s-a băut vin foarte bun făcut din via dânșilor. E de înțeles. Și avem cu ce, să zic așa, între... Și le mulțumim și noi și pe această cale, pentru că ne găzduiesc, iată și anul acesta, să sperăm că Dumnezeu ne va ține sănătoși și vom putea veni și anul viitor pentru a aduce în atenția telespectatorilor noi și noi rețete și, de ce nu, frumusețea acestor locuri pe care Drăgășaniul le oferă și, de ce nu, să le lansăm invitația să vină la Drăgășani și să descopere aceste locuri și, de ce nu, și aceste rețete tradiționale. Cu siguranță. E, cum spuneam la începutul emisiunii, este un lucru extraordinar că ne-am cunoscut în aceeași formulă, că ne vedem, iată, după un an, în aceeași formulă și că, bineînțeles, rețetele și lucrurile vechi, tradiția în sine, nu se epuizează niciodată. Viorel, să ne spui cât trebuie să stea pastrama la tuci, pentru că cred că și acest lucru contează foarte mult. Acum, într-o primă manieră, am pus-o să-și facă cât de cât o față, așa se numește cumva tradițional, astfel încât să fie prăjită oarecum superficial, așa, pe fiecare față, după care o să-i dăm niște crâmpoșie despre care vreau mai devreme că se face doar la Drăgășani. Așa. Asta e o chestie destul de... nici nu știu cum să zic. Frăgezește carnea? Frăgește carnea cu siguranță și îi dă o aromă aparte, dar mai ales datorită faptului că nu se face doar decât aici. Și atunci suntem cumva privilegiați. Gustul acesta doar aici va putea fi obținut, da? Am mai avut, anii trecuți, s-a mai avut persoane, prieteni din țară, care, eu știu, de-a lungul timpului s-au mutat în anumite zone ale țării și au venit și au cumpărat struguri tot de aici, de la Drăgășani, ba chiar inclusiv de aici, de la dânsii. Pentru că, atunci, așa cum spuneam, oamenii au văzut vinul, au gustat crâmpoșia asta autentică, care se face cumva de prin vremea dacilor oarecum, și atunci și-au dorit să aibă un astfel de vin, uh-huh, și au venit și au cumpărat struguri și au făcut singur vinul. Și asta mi se pare o chestie destul de importantă, că iată cumva tradiția, nu neapărat de a făcut vinul, uh-huh, ci de a găsi strugurii perfecți, strugurii exact pe care ți-i dorești, să poți să-ți faci vinul tău. E o chestie fantastică. Alt vin, dacă ar fi fost folosit, Viorel, la această pastramă, în ce fel ar fi ajutat rețeta să iasă așa cum ți-ai dori eu? Noi suntem cumva, să spunem, în mare parte chestia asta e o chestie cumva atipică, pentru că toată lumea spune la carne roșie, se recomandă neapărat vin roșu, vin greu și așa. Dar noi avem un oarecare specific local. Și atunci crâmpoșia asta trebuie să-i dea neapărat aroma aia florală pastramei. Pastrama deja vine uscată la vânt, afumată, cu niște condimente și nu face altceva crâmpoșia noastră decât să-i sporească, să-i desăvârșească gustul final.
Cât timp trebuie să stea la tuci? Aproximativ 20 de minute, pentru că deja carnea a fost deshidratată, deja a fost ținută la vânt cu niște condimente. O să-i dăm acum, în ceea ce urmează, o să-i dăm niște vin, după care, la final, când totul se potolește, lăsăm focul mai mic și o să-i dăm chefirul. Împărtășim astăzi cu dumneavoastră bucuria de a ne fi întâlnit și acum cu gazda ediției din această sâmbătă, cu domnul Viorel Florescu, cel care a acceptat să ne dezvăluie din planurile axate pe turism. Ne bucurăm tare mult că vă găsim sănătos și că reușim să realizăm această emisiune, după cum spuneam, într-un cadru atât de frumos de aici, de la Drăgășani. Iar noi, eu personal, vă mulțumim că veniți din când în când și ați putea veni chiar mai des, pentru că munca e muncă, distracția e distracție, dar locurile rămân. Ce ne puteți spune despre această toamnă? Cât a fost de productivă? Cât de greu a fost să reușiți să aduce totul la bun sfârșit? Munca a fost titanică, producțiile gigant, da? În sensul că mult, foarte mult, acum și seceta a contribuit negativ, zic eu, dar terenul pe care ne aflăm aici e numai izvoare. Uh-huh. Și înseamnă că i-a prins foarte bine la vie. Eu m-am bucurat, practic, când nu plouă, mă bucur aici. În restul, nu. Am înțeles că activitatea a fost destul de intensă aici. Foarte intensă. Lipsa de oameni este acută. Mi s-a sugerat recent să mă aliez cu vecinii mei, să înființăm o cooperativă și să aducem oameni din Vietnam. Eu agrez mai puțin China după ultimile evenimente de pe Mapamond, Thailanda, mă rog, în general, Orientul. Sigur că neputând găsi în țară o familie sau două pe care să-i angajez
în permanență aici pe deal, o să apelăm probabil la străini cu reticențele de rigoare. Vorbiți de agricultură, dar totodată vorbim și de turism și din ceea ce înțeleg, sigur, va fi anul viitor, cel puțin speranțele așa ne-au fost date pentru locul în care noi ne aflăm astăzi aici, atât de frumos și atât de primitor de fiecare dată, așa cum îl găsim atunci când venim aici pe dealul viilor. Înțeleg că vreți să-l dezvoltați și din acest punct. Am fost convins de familie, în primul rând de feciorul meu, ca acel conac reconstruit de mine în temelii, să-l acord o facilitate, să-l transforme într-o un motel sau un loc de cazare. Da. Mă rog, sigur că mai trebuie... Eu am făcut pentru ce am crezut eu la vremea respectivă, acum 20 ceva de ani, în amintirea bunicilor mei, care ei au întemeiat această frumoasă fermă, zic eu, cu mari greutăți, pe un teren tot strămoșesc, atestat la 1586, și au mai venit mai mulți turiști și mi-au spus că asta este Elveția României. Sigur că dealurile astea sunt foarte frumoase, dar bine întreținute, trebuie o sumă mai substanțială în bani ca să investesc, să le transform în turism. Însă e frumos să vii într-un weekend, să stai aici, la iarbă verde, la grătar. Și cu atât mai mult să aibă posibilitatea de a vedea la propriu cum se zdrobesc strugurii, da, cum se culege via și de ce nu să dea un sprijin, un ajutor. Bine, asta la este. La culesul viilor. Eu am, mai bine, trăiesc și în trecut, dar și în viitor. Un sprijin din... la culesul de vie ar trebui să-i formeze școala. Cum era înainte? Dom'le, o săptămână, două, când începeau copiii, școala era vacanță. Dealul ăsta a fost în permanență plin de elevi. Că nu munceau sau că munceau, dar întotdeauna, de la 8 la 12, să muncea. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, că vreau să-l golesc. Dați-mi paharul, umpleți paharul, vreau să chefuiesc. Umpleți paharul cu vin, mă-nveselesc. Umpleți paharul, dați-mi paharul, vreau să mai trăiesc. Când e sufletul tristat, când e dor și de oftat, iau și beau un păhărel. Și atunci uite-i supărare, uite inima mă doare și mă zic un cântecel. O damigeană și un pahar și un lăutar, aș petrece așa până la ziua. O damigeană și un ulcior și cu linișor, când să petrec să nu mai mor. Umpleți paharul, dați-mi paharul, vreau să mai trăiesc. Umpleți paharul, dați-mi paharul cu vin, mă-nveselesc. Umpleți paharul, dați-mi paharul, vreau să mai trăiesc. Umpleți paharul, dați-mi paharul cu vin, mă-nveselesc. După cum spuneam la începutul emisiunii, ne dorim ca aceste locuri să se bucure de o mai mare promovare și din partea autorităților, dar și a factorilor cu putere de decizie din această zonă a județului Vâlcea, motiv pentru care alături ne-a fost și Monica Gheorghiu, coordonatorul Centrului de Informare și Promovare Turistică Râmnicu-Vâlcea. Monica, știu că și zona minunată a dealului Viilor de la Drăgășani se află pe lista voastră de recomandări pentru turiștii dornici să descopere Vâlcea și din punct de vedere al viticulturii. Ce le spui celor care își doresc sau poate încă nu sunt hotărâți să vină în zonă? Ce să le spun? Bineînțeles că ne aflăm într-o zonă de extraordinar de ofertantă din punct de vedere turistic. Să nu uităm că turismul viticol este la mare căutare în zilele noastre. Le recomand cu drag să vină în zona Drăgășani, unde, iată, pot să guste din gastronomia locală și, de ce nu, să asculte melodiile tradiționale ale zonei. Este o zonă foarte frumoasă, iar acum toamna parcă este o ferie, un spectacol al naturii aici, aș putea să spun, și le doresc tare mult să vină să descopere ei înșiși această zonă frumoasă. Cu atât mai mult cu cât cramele care se regăsesc aici promovează până la urmă de sus, da, minunata zonă a orașului Drăgășani.
Există anumite circuite care se realizează din fericire și aici, dar parcă ne-am dorit să fie, de ce nu, într-un număr tot mai mare pentru a permite celor care își doresc să deguste, de ce nu, diferitele soiuri obținute aici, dar totodată și să admire frumusețea zonei de la înălțime, de pe dealul viilor. Da, există circuite culturale în zona Drăgășaniului, dar, cum ai spus și tu, prin promovarea în social media, sperăm să atragem atenția asupra acestei zone, deoarece este minunată pentru turistul dornic de a experimenta și altceva, nu numai formele tradiționale de turism. Și spun acest lucru pentru că cunosc anumiți reprezentanți ai agențiilor de turism din țară care își doresc să vină în zonă și tot timpul mă întreabă dacă se fac anumite degustări aici, dacă sunt anumite vizite ce se pot realiza pe lacramele din Drăgășani și ar dori să fie aceste informații mult mai transparente și mult mai la îndemână, ca să spunem așa, astfel încât în momentul în care își doresc să treacă Drăgășaniul pe harta vizitelor, să aibă acces mult mai ușor. Da, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că, într-adevăr, se lucrează destul de greu cu agențiile de turism. Deși solicitări sunt, din punctul lor de vedere, a celor care lucrează la crame, cred că nu consideră util să lucreze cu astfel de tur operatori, dar poate nu într-un viitor foarte îndepărtat se va găsi o metodă prin care să atragă turiști prin agențiile de turism. Cât despre cei unde ne aflăm și noi acum și le mulțumim pentru spațiul pe care ne-l pun la dispoziție, ca de altfel și anul trecut, atunci unde am realizat ediția de colecție a emisiunii Vâlcea Turistică, înțeleg că își doresc ca pe viitor să investească și mai mult din punct de vedere turistic aici, pentru a le oferi posibilitatea turiștilor de a vedea la fața locului, dacă putem spune așa, cum se zdrobesc strugurii, cum se obține mustul, pentru a pătrunde într-un fel în tainele a ceea ce presupune până la urmă toată această minune a ceea ce este strugurele până la urmă. Sigur, e o idee foarte bună. Le recomand să investească și să crească din punctul ăsta de vedere, deoarece solicitări sunt și mai ales acum și tendințele actuale, că până la urmă și turismul intern a evoluat destul de bine, iar România și românii au început să-și descopere valorile, să-și descopere frumusețile patriei și, de ce nu, iată și zona Drăgășani să intre mai puternic pe piața turistică internă. Dar iubitul mă Și e o chestie reală legată de treaba asta, tot timpul, indiferent cum gătești, și la tuci, și la tigaie, și la astea, tot trebuie să lași carnea să-și facă un fel de crustă dintre asta, astfel încât, ulterior, când îi dai vinul, să-l și pătrundă. Pentru că dacă folosești și îi pui vinul de vreme, când carnea deja este încă crudă, nu o să ia aceeași aromă. Și atunci când ea deja se deshidratează în uleiul respectiv, când i-ai pus vinul, va trage din prima aroma. Apa din vin se evaporă, rămâne doar mirosul, doar aroma florală a vinului. Știi ce aș vrea să te întreb?
De unde ai învățat toate aceste secrete? De unde, cât anume ai petrecut gătind pentru a ști toate aceste secrete? Asta e o întrebare foarte faină, pentru că, surprinzător, sunt oarecum fericit. Așa. Că am învățat gătind, mâncând, bineînțeles. Practicând. Și atunci e un mod de învățare mult mai facil față de obicei. E mult să faci o chestie în teorie și alta e să o faci efectiv atunci când chiar o faci, chiar o simți, chiar o vezi. Unde ți-ai descoperit pasiunea pentru gătind? Sunt moldovean, am întotdeauna, am în sânge. Am plecat încă de mic în verile petrecute în Moldova, am plecat încă de mic pe fix acolo, în mijlocul lucrurilor. Respectiv, de exemplu, aveam câteva reguli de a trăi foarte, foarte frumoase. Una dintre ele, și doar un foarte scurt exemplu, este că în fiecare weekend, sâmbătă, mă lua bunicul meu să-l ierte că s-a dus lumea celor drept, mă lua bunicul și în fiecare sâmbătă tăiam câte un rățoi, dar nu tânge de el. De cât îl făceam, îl pregăteam pentru a doua zi, pentru că duminica toată lumea mergea la biserică, după care veneam acasă și pregătea rățoiul pe care l-am tăiat cu zi înainte. Deci erau niște reguli foarte, foarte, foarte precise. Și cumva, pe lângă faptul că te învață disciplina, învățam și partea asta culinară. Că vedeam la el, el m-a învățat, de exemplu, prima dată, rața când o faci ca să se ducă toate tiuleele, cum se numesc tradițional, trebuie să o masez cumva cu făină de porumb. El m-a învățat cum se pune la tuci, el m-a învățat cum se face o față la carne. Și am învățat de-a lungul timpului, ulterior, inclusiv pe unde am umblat prin toate călătoriile mele, am tot văzut oameni care se pricep foarte bine la treaba asta și am zis, că vreau să învăț și eu treaba asta. De la Drăgășani, ce ai învățat? La Drăgășani am învățat foarte mult. Foarte, foarte mult. Deși a fost cumva o glumă, pentru că am venit în Drăgășani cu ideea să plec. Așa? Ai rămas? Am băut din apă, da, bineînțeles, este veche legenda izvorului la Batca, da? Băut din apă, dar nu neapărat treaba asta. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să mă regăsesc peste tot. Este foarte, foarte simplu, în două minute, cum suntem noi astăzi, de exemplu, în două minute plec din, să zicem, între ghilimele, jungla urbană și ajung undeva pe deal, unde este doar liniște, este plăcut, este frumos și pot să testez, să gătesc, să fac orice altceva. Ce rețeta anume pe care tu ai o gătești atât de des place prietenilor tăi? Da, trebuie neapărat să spun treaba asta. Este o rețetă foarte, foarte faină, care am învățat-o, cred, în primul an când am venit la Drăgășani. Este o rețetă destul de, cumva, ciudată. De ce? E tot de natură balcanică. Se face doar din mărântaia de la oaie. Inclusiv intestinele și stomacul se pregătesc special, se face o ciorbă care este foarte, foarte bună, atât într-o seară de, eu știu, de activitate intensă, bahică, să spunem treaba asta, cât și pentru a doua zi, pentru că este o ciorbă cu smântână. Și a fost pentru prima dată când am venit la cineva în casă, o rudă de-a noastră de aici, am venit la cineva în casă și am văzut că avea corlată. Corlată înseamnă ca un fel de nișă deasupra și foc făcut în bucătărie. Direct foc jos, cum am făcut noi acum, doar că deasupra avea chestia asta. Și am văzut ciorba aia acolo, cred că era o pomană chiar. Și am rămas siderat pe ideea în care nu văd să niciodată că se mănâncă măruntaie de capră, de oaie, că se fac lucrurile astea. Ne faci și nouă data viitoare când venim la Drăgășani? Cu siguranță, e o promisiune. Sigur, da? Sigur că da. Bate-mi cu toate.
Acum urmează partea poate și mai importantă, da, pentru cei care ne privesc la această oră, poate dacă n-au văzut până acum, adăugarea chefirului. Așa este. Și o să punem acum, este un chefir chiar de foarte bună calitate, nu o să facem reclamă, corect, dar o să vedeți la final și în special când o să sărim pe farfurii, o să vedeți cum se, cât de bine se pătrunde atât grăsimea de oaie cu chefirul, pentru că au oarecum aceeași densitate. Și mai e și o chestie. Trebuie lăsat să dea în fier? Sau? Nu foarte mult, nu, pentru că dacă lași foarte mult se va brânzi. Și atunci va trebui să facem, aici este de fapt cumva secretul, va trebui să-l ținem astfel încât decât să-și ia temperatura maximă până la punctul de fierbere, dar până în punctul de fierbere, după care să o prind să scoatem afară. Cu ce se poate servi fiul? Cu mămăligă și cu foarte mult mujdei, în funcție de fiecare, și nu mai zic de crâmpoșie. Cred că telespectatorii au prins, pentru că această rețetă se pare a fi destul de ușor de realizat, de preparat. Important e să țină cont de ceea ce le-ai spus tu, de micile secrete, pentru a o încerca, de ce nu, singuri acasă. Și dacă chiar vor să aibă, să beneficieze, să se bucure de gustul de care tu le spuneai, să vină la Drăgășani și să facă rost de vinul. Aștept cu drag pe toată lumea, neapărat, da, inclusiv aici la Casa Florescu. Și este ideea că, în mare parte, nu trebuie neapărat, spuneam mai devreme despre rețete, nu trebuie neapărat să ai niște lucruri care să complici foarte, foarte, foarte lucrurile. Nu, bucătăria tradițională este foarte, foarte simplă. Cu foarte puține lucruri, foarte, în mare parte, să ai un tuci, neapărat, de obicei, să poți să-l folosești, și câteva ingrediente alese foarte, foarte, foarte bine. Și care trebuie adăugate la momentul potrivit. Bineînțeles, asta este o parte din rețetă. De exemplu, noi mai avem o chestie, nu gătim cu cantități. Deși toate rețetele sunt foarte, foarte bine trecute acolo, trebuie să pui 250 ml de cutare, de cutare, de cutare, de cutare. Nu, bucătăria tradițională este doar la ochi. Așa se și numește expresia, după, la ochi. Așa cum și bunicii noștri, da, găteau în bucătărie. Sigur că da. Și acum o să vedem la final, după ce gustați, o să le spunem telespectatorilor cam ce a ieșit aici. Iată, Viorel, că am reușit, sau cel puțin tu ai reușit în cele din urmă să duci la bun sfârșit rețeta pe care le-ai propus-o astăzi telespectatorilor. Arată destul de bine și cred că la fel de gustoasă va fi. Mă gândesc că, exact cum ai spus și tu, gustul va fi pe măsură, dar în primul rând, la fel cum spuneam, cred că ar trebui să facem un fel de tradiție, ca în fiecare an să ne vedem aici la Casa Florescu și să găsim câte o rețetă unică, ca de obicei, pe care să o facem, pe care să o gustăm, pe care să o criticăm ulterior, pentru că orice fel de lucru în s-a făcut de către cineva, trebuie neapărat criticat astfel încât să aibă amploarea de care are nevoie. Noi îți mulțumim tare mult că și de această dată ne-ai fost nu doar călăuză, îmi place să cred și prietenul emisiunii Vâlcea Turistică, pentru că prin ceea ce am reușit și astăzi, dar și data trecută, am adus în atenția celor care iubesc turismul, iubesc Vâlcea, să vadă lucrurile frumoase care se petrec și la Drăgășani. Și datorită ție, noi am reușit să revenim în zonă și să aducem exact ceea ce spuneam, nu doar cultura gastronomică, ci și tot ce e frumos aici la Drăgășani, pentru a invita pe această cale turiștii să vină pe dealul vinilor și să descopere ceea ce este mai frumos aici. Așa este un lucru extraordinar, în primul rând, că ați venit și că fix, cum spuneam la începutul emisiunii, fix la un an de când am făcut ultima emisiune aici și cu siguranță tradițiile nu se șterg, nu se pierd, ci prin intermediul noastră le ducem mai departe, le reușim să le readucem în atenția telespectatorilor noștri și sper cu siguranță să vă placă ceea ce am făcut astăzi și să fi fost o zi și o experiență deosebită. Pentru că până la urmă, chiar în aceste vremuri în care vedem că viața este, acum înțelegem cel mai bine că viața este foarte, foarte, foarte scurtă, ne dăm seama că lucrurile mici
contează cel mai mult. Și să ne avem prietenii aproape, să ne bucurăm de toate lucrurile frumoase care ne unesc până la urmă și nu deloc întâmplător, cu vinul și muzica. Sunt două dintre cele mai bune ingrediente, vinul și muzica, după care vine inclusiv gastronomia. Și te-aș lăsa pe tine, Viorel, spre finalul emisiunii să le lansezi o invitație din sufletul tău celor care ne privesc la această oră și care poate până acum n-au ajuns la Drăgășani, n-au ajuns pe dealul Viilor, să le lansezi tu o invitație de a veni în zonă pentru a se convinge de frumusețea de aici. Da, este o misiune oarecum destul de complicată. Cred că, în mare parte, cred că vremurile ne îndeamnă oarecum să ne reorientăm spre tradițional, spre ceea ce aveam și făceam cu nevoi puține, cu resurse foarte puține. Și cred că ar fi un lucru extraordinar pentru fiecare dintre noi să ne deconectăm oarecum de acolo de unde stăm, de acolo de unde suntem, să venim nu neapărat la Drăgășani, și în alte zone, poate unde se poate face chiar mai bine lucrul ăsta, dar să ne reorientăm către ceea ce a fost într-adevăr al nostru, către ceea ce a fost primordial în cultura noastră. În speranța că și astăzi am reușit să vă purtăm într-o călătorie aparte pe dealul Viilor de la Drăgășani și că v-am făcut părtași la momente frumoase trăite în mijlocul unor oameni iubitori ai acestor ținuturi, nu mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să vă dau întâlnire și sâmbăta viitoare.